Ce avere a primit Delia Gabriela, cea de-a doua soție a lui Silviu Prigoană, după divorțul de afacerist? Adriana Bahmuțianu a arătat dovada, în trecut. Vorbim aici despre multe milioane de euro. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Silviu Prigoană a fost căsătorit cu 4 femei diferite, însă și că mariajul cu Adriana Bahmuțianu a fost cel mai mediatizat. Dacă despre prima soție se știe că a murit la 30 de ani, răpusă de o boală cruntă, cele mai puține detalii se cunosc despre cea de-a doua soție a regretatului om de afaceri, Delia Gabriela. Delia Gabriela este femeia cu care Silviu Prigoană s-a căsătorit după decesul primei soții, alături de care avea 2 copii, pe Honorius și Silvius Prigoană. A încercat să-și refacă viața alături de aceasta, astfel că amândoi au fost discreți atât în timpul relației, cât și după divorț. Totuși, se știe că aceasta a păstrat numele de familie al regretatului politician, dar și că a primit o avere impresionantă de la el, conform dovezilor prezentate de Adriana Bahmuțianu. În anul 2014, Adriana Bahmuțianu a scos la iveală adevărul despre fosta soție a lui Silviu Prigoană, și anume despre Delia Gabriela. Fiind în plin scandal cu regretatul om de afaceri pe atunci, vedeta a arătat chiar pe micile ecrane dovada că la un an după ce Silviu Prigoană a luat-o de nevastă, Delia Gabriela, fosta lui, și-a cerut drepturile. Există o tranzacție făcută între Prigoană și Delia Gabriela Prigoană, fosta lui soție, și v-aș ruga să fiți atenți să vedeți ce avere fabuloasă i-a lăsat fostei lui soții, în urma unui partaj. Vorbim aici despre multe milioane de euro. Tranzacția pe care am adus-o în platou este semnată în 2006 și enumeră toate proprietățile pe care soțul pe le deține, inclusiv declarația mea. Uitați! Subsemnata, Prigoană Adriana Cristina, recunosc că aceste bunuri sunt obținute de soțul meu și sunt dispusă să renunț la ele, a mărturisit Adriana Bahmuțianu la vremea respectivă. Adriana Bahmuțianu a făcut publice toate aceste detalii, tocmai pentru că mulți spuneau că s-a căsătorit cu Silviu Prigoană de 5 ori doar pentru bani. Prin urmare, a arătat tuturor că ea nu a luat nimic de la el, în comparație cu cea de-a doua soție. Regretatul politician s-a recăsătorit cu Delia Gabriela, după ce i-a murit prima soție, astfel că alături de aceasta a avut un mariaj discret. Relația lor nu a fost expusă în presă, cei doi preferând să păstreze un profil mai rezervat și să se concentreze pe afaceri. Nici cea de-a doua căsnicie nu i-a fost predestinită lui Silviu Prigoană, fiindcă divorțul s-a pronunțat în anul 2003. Abia în anul 2013 au apărut câteva fotografii cu cea de-a doua soție a politicianului, fiind publicate, în 2013, Wowbiz. Aceeași sursă scria pe atunci că Delia Gabriela ar locui într-un cartier modest din București și ar conduce un autoturism fabricat la începutul anilor 90. Mai mult, se pare că numele acestei ar fi fost pomenit de Silviu Prigoană când a candidat la primăria capitalei, speculându-se că politicianul i-ar fi făcut cadou fostei soții o firmă care importă aspiratoare stradale. Prima soție a afaceristului a fost răpusă de cancer la 30 de ani. Silviu Prigoană a avut o viață desprinsă din filme, mai ales pe plan amoros. Prima soție a lui Silviu Prigoană a fost o femeie pe nume Viorica, care i-a dăruit 2 copii, pe băieții cei mari ai afaceristului, Honorius și Silvius. Foștii soți s-au cunoscut la o fabrică din Gherla, unde el era mecanic frigotehnist, iar ea subinginer. Destinul ei a fost tragic, astfel că, după o luptă de câteva luni cu o boală grea, a încetat din viață la doar 30 de ani. Prima mea soție a murit în 1994, când Honorius și Silvius erau mici. A avut o boală cumplită și în doar 6 luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat, nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic, spunea Prigoană într-un interviu acordat revistei Tango. După moartea ei, s-a căsătorit cu Delia Gabriela, iar apoi a urmat 5 căsătorii și tot atâtea divorțuri cu Adriana Bahmuțianu. În 2015, povestea dintre afaceriști și Adriana Bahmuțianu a luat sfârșit de Vini TV, având 2 copii împreună, Pedro și Maximus, iar apoi s-a cuplat cu Mihaela Botezatu, fiind ultima parteneră din viața lui, însă fără o căsătorie civilă, ci doar religioasă.